și mitropolitul nostru, Doamne, îl păzește, Doamne, îl păzește, într-o mulți ani, într-o mulți ani, într-o mulți ani să Hristos a înviat din morți, cu moartea pe moarte călcând, și celor din morminte viață dăruind noi. Dumnezeul nostru, totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Iisuse Hristoase, cel ce ai venit în lume ca să faci cale oricărui om spre suirea la ceruri și ne-ai arătat căi de mântuire, cel ce ai trimis pe înainte mergătorul și botezătorul tău Ioan ca pe un înger înaintea feței tale, ca să-ți pregătească dinainte calea, ție ne rugăm. Binecuvintează și acum acest drum, ale cărui lucrări s-au încheiat și pe care îl deschidem astăzi. Ocrotește sub dumnezeiescul tău acoperământ pe cei ce vor merge pe această cale, povăsuindu-i întru toate, ca fiind conduși de dreapta ta să urmeze ție și călătoria cea bună cu vrednicie să o săvârșească. Omenește-ne, Doamne, pe noi toți, care avem trebuință de iubirea ta de oameni, și întărește-ne ca să nu ne poticnim de piatră picioarele. Așa, Doamne, Dumnezeul nostru, îndreptează calea vieții noastre și condu picioarele noastre spre cărările poruncilor tale, învrednicindu-ne să umblăm ca fii ai luminii, să fugim de întunericul păcatului și să urmăm ție, începătorul vieții noastre.
prin stropire cu apă sfințită. În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Se binecuvintează drumul acesta prin sfințire cu apă sfințită. În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Drumul acesta prin sfințire cu apă sfințită, în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Dumneavoastră, să învia din morți, cu moartea.